Peșterile au un potențial turistic uriaș, prea puțin valorificat în țara noastră. Pornind de la acest neajuns, Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor va crea prima rețea de peșteri turistice din România. Ne vom propune să realizăm planuri de management pentru fiecare peșteră, din care să reiasă cât de mult și cât de des se poate vizita fiecare peșteră în condiții sigure, atât pentru mediu cât și pentru om. Custodele sitului Natura 2000 Piatra Craiului și-a propus să facă din exploatarea celor 10 peșteri incluse în proiect un model de valorificare durabilă a patrimoniului karstic. Este bine să le amenajăm ca să le deschidem pentru public, să vadă și populația dornică de aventură, ce înseamnă lumea subterană. A da valoare înseamnă că aduce aici peste 30.000 de turiști anual, care promovează aceste lucruri către lumea exterioară. Asta creează o dinamică foarte importantă pentru zone care până mai ieri erau inexistente. Proiectul, în valoare de peste 84.000 de franci elvețieni, este finanțat în proporție de aproape 90% printr-un grant al statului elvețian. Restul banilor sunt contribuția custodelui sitului din Piatra Craiului.